Începem evenimentele Humanitas de la Bookfest cu cea mai potrivită carte, aș spune. Iubește și fii iubită, totul despre relația de cuplu a Domnicăi Petrovai. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Domnica Petrovai, psiholog, psihoterapeut, Alex Zaufir, cel mai bun tată din lume, cum am făcut eu, este deținătorul blogului celmaibuntată.ro, realizator al unei emisiuni despre tați și cu tați de la Iți Iubiți, și Tatiana Niculescu, care îi mulțumesc că a acceptat invitația noastră, o bună prietenă autoarei, și îi mulțumesc că a acceptat, pentru că ea ne va povesti cine este Domnica Petrovai și de ce a scris această carte. Eu vă mai rețin doar cu două lucruri. Venind spre târg în dimineața aceasta, mă gândeam care este fraza care cuprinde totul despre această carte. Și mi-am adus aminte că l-am urmărit zilele trecute pe Thomas Sedlacek, care a spus cheia unei relații potrivite este găsirea unei distanțe optime. Unei relații reușite este să găsești distanța optimă. Scuze, am emoții, asta este adevărul. Și am emoții pentru că nu este ușor să găsești acea distanță optimă, distanța potrivită dintre oameni. Și nu vorbesc aici doar despre relația de cuplu, veți vedea, cartea într-adevăr se concentrează pe relația de cuplu, dar vorbește și despre cum, cât și când este bine să dăm celuilalt, cum, cât și când este bine să primim, și mai ales să încerc scuze cât, cum și că, cum este firesc să cer. Este important să ne cunoaștem granițele, să ni le recunoaștem în așa fel încât să le putem descoperi și accepta pe celorlalți. Această carte este vorba despre, în această carte este vorba despre libertate în cuplu, despre curaj și asumare. Vă mulțumesc, am să-i dau microfonul Tatianei Niculescu. Pe Domnica Petrovai cu peste 10 ani în urmă și am cunoscut-o datorită fiului meu, care atunci era în clasa 1 și care venea de la școală în fiecare zi ori cu cămașa ruptă, ori cu pantalonii mizerabili, ori cu nasturi lipsă, ori cu uniforma vraiște, pentru că aproape în fiecare zi avea bătălii de dus la școală. Și mă plângeam unei prietene că nu știam ce să mai fac cu atitudinile belicoase ale băiatului meu. Și bineînțeles că, cum de la el nu scoteam mare lucru, îl învinovățeam ca orice părinte care se respectă tot pe el. Și îl boscorodeam și îl certam și el de fiecare dată promitea că a doua zi o să fie cu mințenia pământului și nu o să se mai bată cu nimeni și bineînțeles că o lua de la capăt. Prietena mea, ascultând plângerile astea și săturându-se de ele că altceva eu nu mai aveam de vorbit, m-a trimis la Domnica. Zice, am eu o prietenă, bine ai face să te duci să te sfătuiești cu ea, că eu n-am ce sfaturi să-ți dau și nu știu ce să zic, și m-am plictisit de plângerile tale. Și m-am dus la Domnica.
Drept să spun că n-aveam o părere foarte încântătoare despre psihoterapeuți, cărora, așa într-un limbaj necolocvial, pe care îi botezasem psihocupu. Nu mă încântau deloc, pentru că mă enerva la culme jargonul lor. Ăsta așa în care trebuie să ții un dicționar la tine sau să te simți ultimul prost că n-ai înțeles ce-ți spun ei cu un aer foarte competent și tu habar n-ai și nu înțelegi nimic din chestia aia. Și deci m-am dus îndoită să o cunosc pe Domnica și Domnica m-a cucerit de la început cu căldura ei extraordinară și cu umorul ei și cu m-a eliberat dintr-o dată de încruntarea mea, că eram toată concentrată să înțeleg, să mă străduiesc să rețin eventual termenii pe care avea să mi-i spună, ca să mă duc acasă și pe internet și să văd ce însemna fiecare. M-a scutit Domnica de acest efort, deși nu știa ce era în capul meu și panica cu care m-am dus la ea. Ba, a făcut mai mult decât atât. Atunci am aflat, pe urmă am cercetat-o pe Domnica, uite acum îți spun, am cercetat-o pe internet să știu de unde să o iau și să știu cine e. Și am aflat că era unul dintre oamenii, dacă nu principalul inițiator și creator al strategiei și programului național de consiliere psihologică în școli. Deci nimerisem cum nu se poate mai bine. Și Domnica, povestindu-i eu câte și mai câte despre aventurile fiului meu la școală, Domnica mi-a deschis o cu totul altă poartă și înțelegere asupra comportamentului lui. Întâi de toate, am înțeles că el, săracul, reacționa, de fapt. El nu ataca pe nimeni, dar ori de câte ori era hărțuit, într-un fel sau altul, și e bine știut că până în zilele noastre școlile n-au niciun program anti-bullying, cum se zice, sau anti-hărțuire, ba încă nu numai copiii se hărțuiesc între ei, dar îi mai hărțuiesc și profesorii sau învățătorii și pe urmă se miră că sunt violenți sau nu știu de ce reacționează într-un fel anume. Domnica mi-a explicat că fiul meu era pur și simplu reactiv și atât, ceea ce pentru el, care era micuț și firav, era un act de mare curaj. El se bătea pentru supraviețuirea lui morală, desigur, uneori și poate și fizică, între copii care îl hărțuiau și, mă rog, învățătoarea, sigur, n-avea nicio știință și nu înțelegea raporturile dintre copii și atunci făcea liniște și ea cum se pricepea și la ședințele cu părinții se plângea de toți copiii. Domnica a făcut încă mai mult decât atât. A mers cu mine la un moment dat la învățătoare să încerce să îi deschidă și ei mintea către felul în care reacționează copiii și către relații, că toate aceste reacții ale lor țineau de relațiile din clasă, de relațiile dintre copii. Nu erau numai acțiunea unui copil anume sau unor copii anume, ci toxicitatea relației din clasă, de care în fond era răspunzătoare ca adult învățătoarea, crea toate aceste evoluții colaterale din care copiii sufereau foarte mult și fiul meu suferea, numai că nu știa să spună, nu știa să explice. El doar știa că dacă a primit un punct, trebuie să dea și el doi, eventual, ca să scape bazma curată. Așa am cunoscut-o pe Domnica și am rămas, de asigur, fiul meu între timp a crescut, n-am mai avut nevoie de nici măcar de consilierea mea și de cicălirile mele, dar cu Domnica am rămas prietenă, pentru că ea are, eu mai puțin, dar ea are vocația prieteniei, adică te poți întâlni cu ea din 3 în 3 ani și ai impresia că te-ai despărțit de ea ieri.
e la fel de bucuroasă să te vadă, e la fel de încântată să afle ce ai mai făcut între timp, ba încă cu o memorie prodigioasă, care o bănuiesc o memorie afectivă, își aduce aminte ce ai spus tu acum 2 ani că se mai întâmplase cu fiul tău, prin ce aventuri mai trecuse, și te întreabă ce s-a întâmplat de atunci la final. Asta e mica mea poveste cu Domnica, care s-a prelungit apoi, pentru că ea, așa cum știți, cred, a locuit mulți ani în București, pe urmă s-a mutat la Cluj, făceam din când în când, eram și eu la rândul meu preocupată de educație și de școli, făceam schimburi de informații, de pildă, eu când am aflat, am citit la un moment dat despre un experiment de ceea ce se cheamă mindfulness, făcut în școlile britanice și de efectul extraordinar pe care 10 minute de meditație și de liniștire pe zi îl avea, efectul pe care îl avea această meditație asupra elevilor, extraordinar, de neînchipuit, asupra performanței lor școlare, dar și asupra adolescenței lor turbulente, și făceam schimb de impresii. Și Domnica îmi zice la un moment dat, dar știi că noi la Cluj deja avem un astfel de experiment, există o astfel de școală, și sigur am bănuit că ea era capul acestui proiect, care de atunci a evoluat foarte mult. Așa a început prietenia mea cu Domnica, dar așa a început, cred, sau așa am înțeles eu din carte, că a început și preocuparea ei față de familie, de la copii, de la părinți ca mine, care veneau disperați că nu știau ce să facă cu puștii lor. Domnica a înțeles un lucru esențial, că motorul oricăror reacții ale copiilor sunt părinții, și motorul, desigur, al relațiilor între părinți este la relația de cuplu. Și de aici, deci de la copii, cumva cariera ei a cârmit-o spectaculos, dar foarte coerent, la relația de cuplu, și deja de ani de zile, cum știți, face ateliere și consiliere în materie de relație de cuplu. Acum, în cartea asta se vede, sau mă rog, cine a cunoscut-o de-a lungul anilor pe Domnica, vede această preocupare constantă și această evoluție de la omul interesat și sensibil la chinurile prin care trec copiii și care sunt adesea nespuse, și noi toți din copilările noastre știm cum se petrec lucrurile astea, la relațiile de cuplu, care sunt, așa cum iarăși cu toții știm, cât se poate de complicate, de chinuitoare, de dramatice, rare ori fericite până la adânci bătrâneți. Ori ea prezintă lucrurile astea în această carte într-un mod foarte relaxat, în așa fel încât ca cititor, oriunde ai deschide cartea, din punctul ăsta de vedere, e o carte extraordinar de simplă și de comodă, că oriunde ai deschide-o și oriunde te-ai afla, poți să citești de acolo, de acolo înainte, de acolo înapoi, de acolo la mijloc, și oriunde dai, fie peste un exemplu, fie peste un gând, fie peste un sfat, care iarăși marea calitate a cărții este că nu e scrisă în limbajul imposibil, în jargonul imposibil al cărților de psihologie. Este mai curând o carte de dezvoltare personală, care folosește experiența ei de terapeut, decât o carte de, cum s-ar zice, științifică, din care nu înțelegi până la urmă nimic. Și închei cu un gând despre titlu. M-am tot gândit, este un titlu care îi aparține Domnicăi, adesea în editură noi ne consultăm asupra titlurilor, și cine vine cu un titlu mai bun, acela este cel ales, dar în cazul ăsta
Titlul cărții Domnica este chiar titlul propus de ea, Iubește și fii iubit sau Iubește și fii iubită. Și m-am gândit la alternanța asta, care e foarte subtilă de fapt. Ca să fii iubit, trebuie mai întâi să iubești tu. Dacă ar fi să fac o descrâcire, o traducere a acestui titlu, asta ar fi. Întâi să iubești tu, adică să fii dispus să asculți, să fii dispus să ai răbdare, să fii dispus să nu crezi că o relație se încropește de azi pe mâine, să fii dispus să știi că orice relație este o construcție în timp, să fii dispus să știi chiar că iubirea nu este numai sau mai curând emoție, cât acțiune, cât hotărâre. Mă hotărăsc să iubesc pe cineva și fac tot felul de lucruri pentru treaba asta, mai curând decât simt așa niște palpitații, mă îmbujorez, astăzi iubesc pe cineva, normal că mâine pot să iubesc pe altcineva pentru că am aceleași palpitații. Iubirea e puțin mai complicată și puțin mai activă și mai responsabilă. Asta e demonstrația pe care o face această carte. Cu asta închei, ca să las și pe alții să vorbească, dar tot despre titlu, mi-aduc aminte că acum l-am lansat pe Arsenie, biografia lui Arsenie Boca, îmi zorne în cap tot felul de duhovnici și vorbele lor. Există un duhovnic sârb, care cred că a murit cu ani în urmă, dar pe internet are tot felul de meditații, și una dintre vorbele lui celebre, cred că s-a tradus și în românește, este: cum îți sunt gândurile, așa ți-e viața. Această carte este și o demonstrație în acest sens, care nu e ușor de făcut. Nu e o experiență care se învață imediat, se învață trecând prin tot felul de eșecuri, de greutăți, de renunțări, dar nu cred că trebuie să ne descurajăm. Atâta timp cât încă suntem capabili să iubim, cu siguranță că vom fi iubiți. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Aș începe cu o precizare, ca să nu mă urască chiar toți părinții și să nu credeți că sunt mai arogant decât sunt în realitate. Nu considerez pe mine că sunt cel mai bun tată din lume. Cred și încerc să fiu cel mai bun tată al lui Marc, dar numele cel mai bun tată al lui Marc, pentru că am considerat că este un nume foarte prost pentru un site. Și atunci arroganța mea care există, este cel mai bun tată pentru că sună mult mai bine. Bun, o să încep și eu cu o mică povestire. Acum o săptămână am luat cartea și am plecat cu băiatul meu în parc, el să-ți joace și eu să citesc. Și pentru că toate băncile erau ocupate, m-am dus pe o bancă unde stătea o singură doamnă pe la, cred că avea în joc de 55-60 de ani. Am întrebat dacă pot să mă așez lângă dânsa, dânsa a spus că da, m-am așezat, am început să citesc, dar s-ar putea ca mulți dintre voi să recunoașteți personajul sau să vă recunoașteți un astfel de personaje. Doamna era genul care îi plăcea foarte tare să vorbească. Eu nu sunt acest gen. Și atunci tot căuta oportunitatea să intre în discuție cu mine. Eu eram adâncit în lectură și la un moment dat, când am văzut dânsa, nu știu, că am încercat să întorc pagina sau am ridicat-o să mă după Marc, a scos o carte din punga dânsei și a început să-mi povestească. Ia uitați, eu acum citesc Biblia. Am luat-o acum știu câți ani de la Jurnalul Național, iau 12 volume, am ajuns la volumul 3, subliniez chestii ca să le mai citesc, că până acum am citesc și tot așa mai departe. Și eu mă uitam cu ochii măriți și așteptam o pauză de minim 25 de secunde, astfel încât să pot să-mi mai arunc iarăși ochii în carte și să înțeleagă doamna că nu mai vreau să continui acest dialog. La un moment dat am dus această oportunitate, când a trebuit să respir, l-am dat să-și iau o pauză, m-am adâncit iarăși în carte. N-a fost foarte fericită doamna că nu mai putea să continui dialogul și văzând că nu are altă șansă, m-a întrebat: și despre cum se numește cartea dumneavoastră? Și am ridicat-o și am spus: Iubește și fii iubită. Primul semnal de alarmă. Am simțit așa cum se retrage un pic, am mai stat o secundă, două, dar încă dorința de a vorbi era destul de intensă. Și atunci s-a întors iarăși: și despre ce este cartea? Și eu zic: păi ce, despre ce să fie? Despre probleme din cuplu și cum putem să le rezolvăm. Gata. S-a încheiat discuția. S-a retras doamna la Biblie și n-am mai vrut să discutăm absolut nimic.
lucru care sigur mi s-a părut foarte drăguț și anecdotic la vremea respectivă și m-am gândit să vi-l povestesc, dar apoi când m-am gândit, ok, de ce s-a întâmplat chestia asta, concluzia la care am ajuns este că ne este foarte ușor să discutăm în general despre lucrurile care ni se par simple sau ușoare din viața noastră și foarte greu să discutăm despre lucrurile complicate. Și acum, cred că mai degrabă relația fiecare dintre noi cu divinitatea, oricare ar fi, este o chestie destul de simplă. Relațiile, în general, relația, orice relație de cuplu este o chestie complicată și, în particular, cred că relația fiecare dintre noi, relația de cuplu fiecare dintre noi, este, dacă nu cea mai complicată, printre cele mai complicate lucruri din viața noastră. Și atunci ne este foarte greu să vorbim despre acest lucru. Acum, în timp ce vorbesc așa în fața dumneavoastră, nici acum nu este foarte clar de ce am fost invitat să vorbesc aici în fața dumneavoastră, că sigur nu sunt un specialist în cupluri, în niciun caz. În cel mai bun caz pot fi considerat un specialist în relația mea de cuplu, dar și aici, tot așa, o spun din aroganța mea, că nu mi se pare că aș fi un specialist. Dar pot să vă povestesc din relația mea de 16 ani cu cea care mi-a fost iubită, mi-a devenit soție și din fericire mi-a rămas și în continuare iubită. Trei lucruri, poftiți? Deocamdată, dar asta nu mi-a plăcut cum a sunat așa, v-a citat foarte atent la mine, m-a speriat un pic. Dar e ok. Am înțeles. Bun, pot să vă spun trei lucruri pe care le-am descoperit în acești 16 ani, lucruri care se regăsesc și în cartea Domnicăi și sunt, acolo sunt și foarte frumos explicate. În primul rând, e cu multă muncă. Cine își închipuie că o relație, mai ales de cuplu, funcționează așa, pur și simplu se înșeală. Este ca și la sport sau la munca pe care o facem, dar la serviciu. Dacă ne se pare că putem deveni cei mai buni sportivi sau experți în domeniul pe care ne-am ales fără să muncim, ne înșelăm namarnic și la un dat ne lovește foarte rău realitatea. Și asta se întâmplă și la munca de cuplu. Mie mi se pare că este cu foarte multă muncă și trebuie să o muncă continuă și de zi cu zi. În al doilea rând, eu nu cred că există o rețetă universal valabilă, pentru că din fericire fiecare dintre noi suntem unici și atunci orice alăturare a doi dintre noi, oricare ar fi acești doi, naște o chestie unică și niște lucruri care se potrivesc pentru unii nu se potrivesc pentru alții și așa mai departe. Deci nu cred că cine spune că facem o carte cu 10 tipsuri despre cum să ai o relație bună, nu cred că funcționează și cartea asta nu este despre acest lucru. Adică dacă uitați acest lucru, nu o să găsiți așa ceva. Și în al treilea rând, este... Vă uitați foarte atent la mine, acest primul. M-am și uitat al treilea lucru. Al treilea lucru sună așa. Nu contează ceea ce am descoperit eu, nu contează ce, de câte ori te ceri cu cineva, ci contează de câte ori alegi să te împaci cu acel cineva, cu partenerul sau cu partenerul ta. Pentru că ne certăm cu toții la un moment dat, dar cred că putem alege să ne împăcăm sau să nu ne împăcăm. Și cred că ar fi bine ca această alegere să fie de cel mai multe ori o alegere conștientă. Atunci când ne-am certat, mai ales când este o ceartă mai importantă, să ne gândim, ok, acum pot să aleg să mă împac sau să nu mă împac și dacă aleg să mă împac sau să nu mă împac, de ce fac chestia asta? Să punem în balanță plusurile și minusurile și să facem o alegere conștientă dacă vrem sau nu să ne împăcăm. Bun. Așa cum ce știți din cărții, și eu am citit aproape toată cartea și atunci o să vă citesc un scurt paragraf care, din punctul meu de vedere, explică cel mai bine ce înseamnă o relație de cuplu. Nu există suflete pereche sau parteneri perfecți. Existați doar voi, cu maturitatea și puterea voastră de a iubi și de a avea o relație frumoasă. O relație care înseamnă pasiune, dar și efort, greutăți, crize serioase, certuri, probleme, pe care, dacă parteneriatul e solid, le veți depăși împreună. Mulțumesc frumos, Domnica, pentru că ai scris această carte care mie mi se pare că ne este extrem necesară tuturor. Și, așa cum spuneam și înainte, mulțumesc frumos pentru că ai scris o carte în care ai ales să nu judeci, pentru că ai scris extrem de multe lucruri grele și complicate și citind o parte dintre ele, în timp ce le citeam, îmi dădeam seama că multe lucruri neplăcute le-am făcut și eu. Și atunci au grămat din sentimente și au luat suprafață și începeam să mă enervez și să-mi dau seama că n-am făcut bine și mă pregăteam ca să citesc că n-am făcut bine și cum ar trebui să repar. Și apoi citeam în continuare ce scria Domnica și spunea că nu are legătură cu ce am făcut și că ar fi mai bine să încercăm să înțelegem de ce facem anumite lucruri, să ne reparăm în primul rând pe noi și apoi să încercăm să reparăm relația. Deci îți mulțumesc frumos, mulțumesc și dumneavoastră. Aici, mai tare, da.
și soțul meu, și copiii, și foarte mulți prieteni. Și asta înseamnă foarte mult pentru mine. Câteva lucruri despre carte, așa cum spunea Tatiana, am început munca acum mai bine de 20 de ani din dragoste față de copii. Și pe parcursul muncii mele mi-am dat seama că cea mai mare nevoie a copiilor este de a avea doi părinți fericiți și împliniți. Este momentul în care am început să lucrez cu foarte multe cupluri. Mă bucur că mulți dintre cei pe care îi cunosc sunt aici. E o mare bucurie. Asta înseamnă cumva că fiecare dintre noi avem o contribuție ca efortul pe care îl depune pentru a avea familii și cupluri fericite să fie un efort comun. Cred că în momentul în care o să scăpăm de, nu știu, jena, frica, sentimentul de eșec, cum spuneai, că am dat-o în bară de multe ori, faptul că reparăm este un mare pas pentru momentul în care ne aflăm în România, pentru că avem nevoie de o mult mai bună înțelegere a ceea ce înseamnă o relație. Avem nevoie de conștientizarea faptului că este nevoie să depunem efort și multă muncă. Iubirea nu vine de la sine și nu se întâmplă pur și simplu doar pentru că am ales partenerul potrivit sau partenerul perfect. Din viața mea personală și din munca cu foarte multe cupluri am înțeles că cel mai important și cel mai greu este să te înțelegi. În momentul în care o bună înțelegere asupra ta, poți să construiești o relație sănătoasă cu un partener la fel de conștient. Este nevoie de un efort comun, asta e și motivul pentru care am invitat un bărbat. Pentru că cred că femeile au nevoie de bărbați maturi, conștienți și foarte prezenți în viața lor. Nu cred că e o muncă pe care o poate să o facă doar femeia, așa cum a fost foarte mult timp promovată ideea că femeia este cea care are grijă de familie. Cred că suntem într-un moment în care și bărbatul alături de femeie poate să construiască o familie sănătoasă și fericită și este un efort comun. Am scris această carte pentru a vă inspira pe fiecare dintre dumneavoastră și pentru a vă motiva să fiți mai apropiați de ceea ce înseamnă viața de cuplu și efortul pe care avem nevoie să-l depunem pentru a crea relații fericite, pentru că există multe relații fericite. Am întâlnit mulți care și-au pierdut încrederea, au multe resentimente și au convingerea că orice relație bună se sfârșește. Am scris cartea și pentru ei, să aibă încredere că există aceste relații fericite. Am întâlnit foarte multe cupluri care au răzbit și au ajuns într-un punct foarte bun, pentru că au fost dispuși să repare și să reconstruiască. Așa că mă bucur că sunteți aici. Îmi doresc foarte mult să aveți o viață fericită și să transmiteți mai departe fericirea voastră și celorlalți. Mulțumesc mult de tot!